Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală cât și pentru ascendent. Berbec. Tot ce ține de comunicare, socializare, schimburi de idei, dar și studiul unor științe de frontieră este favorizat în prima parte a săptămânii. Vestea bună este că Marte, propriul tău guvernator, își reia de vineri mersul direct, deci vei căpăta o mai bună claritate în gânduri și acțiuni. Îți poți manifesta generozitatea și empatia față de acei oameni care au nevoie, însă este important să rămâi realist în abordare. În weekend, fii atent la interacțiunea într-un parteneriat. Taur. O săptămână în care ești mai filozof în unele privințe, interesat în științe sau domenii care îți lărgesc orizontul cunoașterii. În același timp, poți resimți o oarecare neliniște, o tendință de a acționa diferit și mai non-conformist, însă acest diferit poate crea tensiuni și neînțelegeri. Marte își rea mersul direct în sectorul banilor și al valorilor, deci începi să faci pași mici, dar sigur, pentru a-ți îmbunătăți câștigurile. În weekend, asigură-te că păstrezi echilibrul între muncă și relaxare. Gemeni. Încrederea sau angajamentul tău față de ceva sau cineva îți este pus la îndoială. Poate ce este important pentru tine nu este la fel de important și pentru celălalt. Fii atent la discuțiile purtate, deoarece unele chestiuni care te sensibilizează îți oferă șansa să te eliberezi de ceva anume. Însă vineri, Marte își rea mersul direct în propriul tău semn, deci încep să devii mai clar și mai conștient de dorințele tale și de ceea ce vrei să schimbi la tine. În weekend, planurile tale pot întâmpina unele modificări. Rac. Inspirația și imaginația te vor susține în orice fel de demers sau activitate creativă. În timp ce prezența unor persoane te inspiră, interacțiunea cu altele poate să nu fie cea mai comodă, mai ales dacă vizează planul profesional sau un raport cu o anumită formă de autoritate. Marte iese vineri din retrogradare, fapt care va diminua încet încet din obstacolele și blocajele pe care le-ai resimțit până acum în anumite direcții. În weekend, planul familial capătă importanță. Leu. Ești practic, eficient, dar și inspirat în modul în care îți folosești resursele avute la dispoziție pentru a-ți atinge obiectivele. Unde nu ești la fel de practic este modul în care colaborezi sau în care interacționezi cu celălalt, pe plan personal sau profesional, mai ales atunci când simți că nu ești apreciat așa cum ți-ai dori. Marte iese vineri din retrogradare, deci vei începe să te clarifici treptat în privința unor proiecte de viitor, întărindu-ți încrederea și ambiția în a urma ce este important pentru tine. Fecioară. Interacțiunea cu partenerul, indiferent de natura parteneriatului, este favorizată, întrucât ai abilitatea de a-l asculta pe celălalt cu răbdare și empatie. Însă, dacă realizezi că acest lucru nu este apreciat, poți simți o oarecare nevoie de a te distanța pentru a evalua situația. În relațiile de muncă, unele chestiuni îți pot da bătăi de cap. Marte iese vineri din retrogradare, fapt care te va ajuta să te clarifici în privința unor obiective profesionale, recăpătându-ți elanul și energia în a progresa cu ce ți-ai propus. Balanță. Încep săptămâna într-o notă plăcută, cu mai multă socializare, călătorii sau schimburi de experiență, plăcută și interactive. Fii deschisă și către acele discuții care îți pot părea ușor incomode, deoarece ai șansa să înțelegi mai profund unele lucruri. În weekend te poți confrunta cu unele tensiuni emoționale sau familiale. Marte își rea vineri mersul direct în Gemeni, fapt care te va ajuta să începi să progresezi în acele direcții care îți lărgesc orizonturile, la propriu și la figurat. Scorpion. În timp ce unele schimburi de idei te inspiră și te mobilizează, comunicarea cu o persoană ușor mai critică îți poate crea unele probleme. Este indicat să ai un backup în cazul în care întâmpini probleme tehnice. În a doua parte a săptămânii, fii mai selectiv cu unii oameni din jurul tău, cu problemele sau grijile lor, deoarece ele te pot afecta. Marte, guvernatorul tău tradițional, își rea vineri mersul direct în Gemeni, ajutându-te să-ți recapezi treptat din elanul și determinarea în privința unor obiective financiare sau relaționale. Săgetător. Chiar dacă începi săptămâna dornic de interacțiune, socializare sau schimburi de experiență, unele situații neprevăzute te pot forța să faci unele schimbări. Marte iese vineri din retrogradare, ajutându-te treptat să devii mai clar în modul în care interacționezi într-un parteneriat și mai conștient atât de propriile așteptări, cât și de cele ale partenerului. În weekend poți realiza că o prietenie sau un proiect de viitor nu este atât de stabil pe cât ai fi crezut. Evită idealismul excesiv. Capricorn.
În ciuda faptului că ți-ai făcut o anumită strategie în privința unor schimbări pe care vrei să le faci, inițiativa ta nu este împărtășită de cineva din familie, mai ales cu privire la partea financiară. Marte iese vineri din retrogradare, susținându-te în a-ți recupera elanul, dinamismul și vitalitatea, în stilul de lucru, dar și în obiceiurile sau rutina zilnică. În weekend, interacțiunea cu un partener, colaborator sau chiar șef este mai dificilă, întrucât cerințele sau solicitările acestuia nu ți se par cele mai îndreptățite. Vărsător. O săptămână cu conștientizări și revelații mai mult sau mai puțin comode, dar cu siguranță necesare. Marte își rea vineri mersul direct în Gemeni, fapt care te va susține în a deveni mai asertiv cu dorințele sau plăcerile tale, mai creativ, dar și mai conștient de ceea ce te împlinește. Weekendul vine cu unele tensiuni sau neînțelegeri care pot atinge unele chestiuni sensibile pentru tine, însă evite să exagerezi gravitatea unor lucruri sau situații, deoarece îți pierzi din obiectivitate. Ai șansa să testezi autenticitatea unor informații sau știri, dar și stabilitatea unei legături personale sau profesionale importantă pentru tine. Marte își rea vineri mersul direct în Gemeni, susținându-te în a te clarifica în privința unor chestiuni emoționale, familiale sau care vizează căminul propriu. În weekend realizezi că nu mai rezonezi cu politica unui anumit grup, cu viziunea unui prieten sau nu te poți încrede în angajamentul unei persoane într-o relație anume. Acestea au fost previziunile acestei săptămâni. Să aveți o săptămână minunată! La revedere!